Nume. Ion Ițoane. Prenume. Preanovin. Locul și data nașterii. Perișilfov, 1 martie 1945. 16 noiembrie 68, București. Porecla. Da? Piticu. Porecla, dată de Cârcotaș. Ghionoia. Nu. Salutați-vă între voi. Salut, Olo. Salut. Loc de muncă și funcție. Redactor șef. Gazeta Sporturilor, director. Pe unde ați mai lucrat? Oh, la Sportul, la revista Flacăra, înapoi la Sportul. Azi Sportul Românesc, ProSport. La Sportul Românesc, la ProSport și înapoi la Gazetă. Primul articol scris, anul și ziarul. A apărut în 25 decembrie 1967. 1990, Gazeta Sportului. Era primul meu articol și primul articol care s-a scris vreodată despre Iordănescu. Cel mai tare club de fotbal. După părerea mea, Napoli. Juventus. Cea mai bună echipă de fotbal din România. În momentul de față, Steaua. Cel mai bun fotbalist din România. Hagi. Cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Maradona. Pele. Ce alte sporturi comentați cu plăcere? Am comentat tot soiul de sporturi. Not, atletism. De lungul carierii, inclusiv gimnastică. Ce sporturi practicați cu plăcere? Fotbalul. Șahul. Alpinismul. Cititul. Blaturi în fotbalul românesc mai sunt? Au fost, sunt și vor mai fi. Da, sunt încă foarte multe blaturi în fotbalul românesc, dar sunt mult mai deștepte decât noi. Noi suntem acum inferiori blaturilor din fotbalul românesc. Asemănați cu un animal. Da. Pe Gigi Becali. Maimuță. Iepure. Dinel Staicu. Ghepard. Viezure. Victor Pițurcă. Urs. Panteră. Anghel Iordănescu. Râs. Un leu trecut. George Copos. Vrei să mă pui rău cu guvernul? Un șarpe bine educat. Vulpe. Gheorghe Ștefan Pinaltie. Ce animal e și retoan? Un elefant fără colți. Lup. Jean Mânăreanu. Pădurean. Leu. Bizon. Melodia preferată. Melodia preferată, ține bunit. Hotel California. Mazurcilor Chopin. Ce notă le dați Cârcotașilor pentru comentariul de la Steaua Liverpool? Pentru că era un începător 7. 15-9. Alegeți între fotbal sau handbal. Fotbal. Siriac sau Năstase. Scuze, care? Adrian Năstase? Năstase. Nadia Comăneci. Steaua sau Dinamo. Rapid. Craiova. Gigi sau Restul Lumii. Restul Lumii fără Gigi. Restul Lumii. Nașu sau Corleone. Corleone. Niciunul. Ioan Ițoaia sau Tolontan. Vochin. Tolontan. Craiova sau Politimișoara. Craiova. Uta. Hagi sau Dobrin. Hagi. Cea mai tare echipă națională de fotbal. Cred că Brazilia. Cea care te face să suferi, România. Cel mai bun comentator sportiv. Aici trebuie să fii foarte diplomat. Ca să nu... Felix Drăghici și Emil Grădinescu. Ești, dacă se supără. Grădinescu. Cea mai bună emisiune sportivă la TV. Recursul. Recursul etapei. Se bate de una singură și uneori câștigă. Cehia și Olanda pornește ca favorite sau mai are vreo șansă și România? România are o șansă, dar și-a micșorat. Nu, România nu are șansă. Cultură generală sportivă. Cel mai vechi club de fotbal din țară. UTA. Cine? Nu știu. Nu știu? Nici noi nu știm exact. Habar nu, nu știu. Al cui e imnul? Ole, 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 we are the champs, we are the champs. Ce, Manchester United. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Sfat pentru Ioan Ițoaia. Să nu îmbătrânească. Sfat pentru Tolontan. Să fie mai calm. Cea mai mare realizare de până acum? ProSport. Băiatul meu, Radu. Cum vă vedeți peste 10 ani? Sper că la pensie. La media geometrică dintr-o Ioan Ițoaia și Cristian Țupescu. Salutări pentru Cârcotași. Să o țină tot așa. Salut.